înainte să trec la pachetele pe care le voi desface împreună cu voi. Iar o să mă întrebați cum reziști cu atâtea pachete în casă și să nu te uiți măcar de curiozitate ce ți-au trimis oamenii. Pentru că mie îmi place să vedeți acea reacție naturală în momentul acela când eu desfac cutia și văd cartea. Cam așa, cam așa sunt eu, cam așa reacționez când le văd. Încep cu aceste două cărți utile, mega necesare, mi le-am dorit, le-am luat. Carmen Ivanov, cea cu care am, cu care, da, o să mă corecteze pentru că această cacofonie, cea alături de care învăț să fac radio și cursuri de dicție, pentru că de ce să nu facem vloguri mai bune de atât, nu? Chiar dacă avem deja un plus, avem un ajutor nativ, dicția nu este atât de rea pentru cineva care n-a făcut dicție, și acestea cu greșeli gramaticale în limba română, 613, dar Carmen ne va povesti mai multe într-un interviu, nu știu dacă va fi aici filmat pe YouTube sau la radio pe Tana Nana. Pe asta mi-am dorit-o datorită faptului că eu fac teste de cultură generală, inclusiv de gramatică pe roxanab.ro, iar pe aceasta pentru dicție și pentru că am descoperit doar răsfoindu-o, am ajuns undeva pe la pagina 54, deci în book review de data trecută, trebuia să o pun și pe aceasta pentru că eu tot citesc din ea, dar nu e problemă, o punem la următoarea listă de cărți citite. Carmen Ivanov, 6 sași în 6 saci, este o carte mai mult decât utilă pentru oricine, deci nu trebuie să fii om de radio, de TV, am mai zis asta și pe Instagram, nu trebuie să lucrezi în domeniul anume pentru a avea o dicție corectă și pentru a vorbi corect limba română. Iar eu am descoperit în cartea asta niște lucruri care m-au lăsat mască pentru că de 35 de ani sau de 20 și ceva de ani, haide să zicem, de când am început să învăț gramatica limbii române, când eu credeam că se spune într-un fel și așa am ținut minte toată viața și de la profesorii din facultate și din școală din generală, țineam minte că se spune într-un fel și am descoperit aici cu totul altfel, argumentat chiar. Deci este o carte, vă spuneam, super utilă și o să vă povestesc mai multe când o voi termina. Carmen Ivanov. O să aflăm mai multe de la ea când o avem invitată. Pe mai departe cu carte, dacă o să vedeți acest vlog super mega editat, este din cauza faptului că o să mai am din când în când câte un acces din acesta de tuse și n-am ce să-i fac. O să încerc să termin cât mai repede acest video, nu vreau să fac asta, dar pe de altă parte nici nu voiam să-mi anulez vlogul de marți, așa cum știți că postez în fiecare săptămână, dar mă hârjie, simt gâtul destul de iritat, așa că încerc să nu-mi forțez corzile vocale, mai ales că trebuie să-mi revin pentru emisiunea de joi de la radio. Următoarea carte, The Marshmallow Test, este o carte primită recent și mi-a spus domnul că ar trebui să citesc o pagină pe zi. Ce crezi? Ne potrivim la această gândire, printre altele, pentru că și eu mi-am propus tot o pagină pe zi, de vreo câțiva ani, doar că nu reușesc să mă țin că sunt atât de multe cărți necitite încă și acolo în spate în bibliotecă, dar și într-o listă generală pe care o am de cărți de citit. După cum știți, vreo 50 pentru 2022. The Marshmallow Test. Da, încerc să merg cu câte o pagină pe zi. Nu-mi iese tot timpul. O carticică pe care v-am arătat-o pe Instagram. Ai cartea ai parte dacă sunteți acolo. Dacă nu, vă invit să dați un follow și să creștem comunitatea i carte ai parte. Noduri se numește, de Domenico Starnone, câștigător al premiului Strega. Este o carticică pe care am primit-o la un eveniment organizat, cred că, de Cărturești și de Muzeul Țăranului Român, dacă nu greșesc, am văzut și un film acolo, trebuia să merg la Noduri, de fapt, dar am greșit ora la care m-am dus, așa că am intrat la un alt film. Următoarea carte este Femei care aleargă cu lupii, una foarte cunoscută, un cunoscut titlu, bănuiesc că știți și voi de ea, poate ați și citit-o, eu am început-o, dar nu, sunt departe de a o citi, pentru că nu era în planurile mele. Este o carte împrumutată, aceasta nu este a mea, o am de la radio, de la studioul Tana Nana, pentru că da, avem și acolo bibliotecă și organizăm concursuri în curând, așa că intrați pe tananana.ro unde ascultați emisiunea Ai Carte, Ai Parte, joia la ora 20, odată la două săptămâni, de fapt, ca să nu vă încurc cu programul acesta, pentru că am primit întrebări de la prieteni, da, surprinzător ce drăguți, prietenii mă urmăresc în social media și nu numai. Întrebarea, de ce nu sunt joi la radio, joia trecută? Pentru că nu sunt în fiecare joi, sunt odată la două săptămâni. După care avem aici Mihai și Emilia Bendeac, jurnalul unui burlac.
A trebuit să stau pe partea asta mai mult, ca mai mult spațiu, dar pentru că sunt dreptace, da, trebuia să-mi organizez altfel cadrul ăsta. Jurnalul unui burlac nici măcar nu am desfăcut-o, nici nu îl voi desface acum din țiplă, pentru că nu intră încă în planurile mele literare. O să mai aibă de așteptat această carte. Hai să vedem că mai aveam ceva. A, da, încă un alt țiplă știam că am primit de la Bookzone. Mulțumesc, Bookzone. Sensul, despre sensul vieții cu Mihai Morar și părintele Nicula. Și ce nu am aici, tot de la Bookzone, mi-au trimis și Ecoul iubirii, primită pentru a cincea oară, cred, pentru că am tot dat-o, ultima mi-a luat-o, a fost luată de maică mea, că vrea să o citească și ea pe prieteni, mami vrea să citească, de fapt, toate prietenele mele, să le citească pe toate și, na, să fie probabil să fac o comparație între stilurile de scriere, habar nu am ce, la ce se gândește, dar și pentru poveste în sine, pentru că le tot vede pe fetele acestea, Emilia, Eliana, prin poze cu mine, zice, hai să vedem cum scriu. Sensul vieții, Mihai Morar, părintele Nicula, de asemenea rămâne încă în țiplă. Apoi două cărți de la doi scriitori români contemporani. El va fi și invitatul emisiunii de joi, George Colang, filozof și scriitor. Când este o femeie frumoasă, așadar, vom filozofa. Cartea aceasta deja este în plan de a fi terminată. Evident, nu pot să invit oameni la radio fără să le citesc cărțile, că mă simt prost. Mă simt prost și nu mi se pare corect să vin să povestesc cu un om despre care nu știu măcar cum scrie sau măcar un pic, că îl urmăresc poate în social media. De exemplu, am o invitată scriitoare căreia nu i-am citit nicio carte pentru că nu mai avea decât în PDF, iar eu nu citesc cărți în PDF. Nu reușesc, îmi place foarte mult atât de tare mirosul și pipăitul cărții și a paginii, să simt cum dau pagină cu pagină, știți, dacă sunteți de mai multă vreme pe aici, încât nu pot să citesc PDF-ul. Și o altă carte este Alina Ilioi, care de asemenea a fost invitată la mine în emisiune la radio, așa vei ști că l-ai întâlnit pe el. O fată foarte faină și frumușică, după cum se vede. Trecem la Kindle-ul ultimul, pentru că este singura carte pe care o am pe Kindle. Sunt foarte fericită că am și o carte pe Kindle. Am primit acum 2 ani acest Kindle, dar cum am biblioteca plină de cărți, ce rost avea să mai adaug pe Kindle. Dar asta chiar mă bucur că am pus-o în PDF, abia aștept să vă spun despre ea, este o carte importantă și necesară pentru cineva care scrie mai ales. Sper să nu fac zgomot prea tare. Ok, fac zgomot. Așa, haideți că le-am desfăcut, le-am tăiat pe toate ca să-mi fie ușor să le deschid în timp ce vorbesc cu voi și să nu fac atât de mult gomă, cum spuneam. Ce mai gomă? Tot n-am reușit. Dar sunt ambalate, e bine. Asta a fost. Hai să vedem ce avem și de la cine. Eu nu mai știu de la cine am primit. Mulțumesc, sincer. Și le prezint și le văd și eu acum odată cu cei care mă urmăresc, pentru că chiar nu mai știu cine mi le-a trimis. Neuroștiința fericirii, dezvoltarea conștientă a creierului către armonie și integrare, Daniel Siegel. Fii tu însuți când vorbești, manual esențial de gramatică relațională, prin metoda ESPERE. Și aici factura, trebuie să repetesc. Și avantajul fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți. Îmi plac foarte mult coperțile, foarte mult, sunt foarte atractive și culoarea asta îmi place foarte mult, seamănă cu cealaltă de la Marshmallow, cea în engleză. Sunt drăguțe, nu? Mulțumesc frumos! A, editura Herald, un scriitor de la editura Herald mi l-a trimis. Continuăm cu deschiderea pachetelor. Mă scuzați, nu am niciun pic de apă lângă mine, niciun ceai. Și cu bona cine stă? Doamna asta mi-a trimis. Da, am tot așteptat curierul. Ana Silvia Nicolai. Vai ce-mi place coperta asta. Bravo, Ana Silvia Nicolai. Abia aștept să ajung, după cum îți spuneam, nu foarte curând la cartea ta. Dar mi-ar plăcea pentru că... Ce frumos, avem și mesaj. Chiar îmi veselește ziua, mulțumesc mult și o copertă foarte faină, îmi place, editura Epica. Gata, sunt bine, mi-am revenit un pic de tuse și gata. Nu vreți și voi da niște
N-am COVID, sigur n-am COVID, am scăpat de el, gata, s-a dus la la începutul anului. Și cu Bona cine stă? Îmi place mult de tot. V-am zis, chiar e... Și cred că este o imagine sugestivă, nu știu de ce, cred că o să descoper ideea acestei fotografii, acestei coperți în interiorul cărții. Cred că fiecare părinte își poate regăsi o bucățică din suflet și de realitate în această carte. Eu fără doar și poate m-am regăsit, spune Urania Cremene. Mulțumesc, Ana Silvia Nicolau. Să continuăm și cu următoarele. Maiculiță, ce e aici? Stați așa, cred că am primit un nou domn. Ar trebui, că domnul meu e ăla, ediția veche. Prețul libertății, Osman Akdere, iartă-mă, nu știu exact cum să-l citesc, da, mi-am adus aminte acum, domnul respectiv, de asemenea, mi-a scris pe contul de Instagram sau Facebook, mi-a scris undeva și m-a întrebat dacă îmi poate trimite cărțile. Îi mulțumesc foarte mult, sunt foarte groase și grele aceste cărți. Câte pagini are o carte? 8790, măiculiță. Felicitări pentru scrieri. Pare destul de interesant modul de a scrie, așa din ce pot răsfoi eu. Și interesantă și coperta asta cu lanțul strâns de doamna, de domnișoara. Faină fata asta. Și îmi place cum îi curge o lacrimă acolo. Este horror cumva? Astea sunt niște picături mari de sânge? Nu știu când am să ajung la această carte. Oamenii știu. Eu sunt foarte corectă cu toată lumea care îmi trimite cărți și spun domnilor, doamnelor, nu știu când am să reușesc să le citesc. Nu pot renunța la lista mea pentru că nu vreau. Adică doresc să ating, să ajung și la clasicii pe care nu i-am citit. Da, cândva, când mă ceartă cineva, mă certa cineva zilele trecute pe Instagram, dar tu ce ai citit, dragă, în liceu? Dar, dragă, nu l-am citit pe Victor Hugo, l-am citit Mizerabie. Asta e, tu ai citit toată opera lui Hugo și toată opera lui Dostoievski, toată opera lui Austen, ca să mă cerți așa. Și e greșit că citesc de acum înainte? Adică mi se pare, e ca, nu știu, ca orice alt lucru pe care nu l-ai făcut până la o vârstă și ești certat că de ce n-ai făcut până acum? Păi, important e că fac, adică vreau să văd și eu încă 1000 de oameni că fac chestia asta, nu văd de ce trebuie să fim, prejudecățile astea și certați așa. Timpuri furtunoase, încă o carte, domnule, dar dumneavoastră chiar scrieți, bine, nu glumă, scrieți povești de peste 700 de pagini. Interesant, mulțumesc. Și mai am, cred că tot de la dumnealui, Osman Akdere, este de origine turcă, dacă nu greșesc. Mi-a trimis cumva câte doi pentru. Nu, am crezut că mi-a trimis câte două. Micuța Cati și mai avem, da, este de origine turcă pentru că văd aici un nume, Ayfer, știu că este un nume turcesc. M-am uitat și eu la câteva telenovele turcești, de asta știu. Și încă una, Podul Speranței. Măi, da, ce cărți scrie domnul acesta, câte grosulii. Cărțuloaie, nu cărți. Ok, și înainte să trec la Kindle-ul meu și mă apropii de final, mai am niște cărți primite aici de la Eliana Popa, despre care am zis că am cartea ei pe listă. Eliana mi oferă niște cărți pe care le voi dărui la concursuri. Acestea sunt deja pe contul, ai cartea, ai parte de pe Facebook, grupul de pe Facebook, pentru cine nu este încă în acest grup magic de cititori, da, îl laud și eu, ce să fac, ne laud pe noi. Aceste două cărți se află acum la un concurs, dacă doriți să participați. După care mai avem Alexandre și Malakai, de asemenea, sunt la concurs pe Instagram, au fost, pardon, acestea trebuie să le trimit. Alexandre și Malakai, câte două exemplare, câte două volume, de fapt, volumul 1, volumul 2 de la fiecare. Și mai am încă două cărți aici. Regina Americii, tot așa, Sierra Simone. Am auzit de această Sierra Simone. Dacă vă aduceți voi aminte și erați voi pe aici, am făcut eu un vlog interesant, aș zice, și eu și lumea. Cu ce cărți citesc domnii de pe Tinder? A fost un mic experiment.
nevinovat în care m-am băgat în seamă cu domnii de pe acolo să văd ce citesc și unul dintre ei, nu, se citesc cărți bune, serios, deci bărbații de pe Tinder nu stau, mă rog, au scopul lor de a fi acolo, dar sunt oameni citiți, am conversat așa în câteva mesaje cu câțiva dintre ei și chiar am primit titluri de cărți foarte interesante. Una este despre somn, Matthew Walker, pe care o am pe listă, se află acolo în bibliotecă, și de la unul dintre ei am primit acest titlu, Sierra Simone. Probabil aceste cărți vor merge la un concurs de asemenea, nu știu dacă o să citesc, înțeleg că este ceva erotism pe aici, nu? Cutremurător, în arta iubirii, fără... deci arta iubirii, nu este arta sexualității. Dacă este erotic, pornografic, ce ziceam într-un vlog apropo de sexualitate în cărți, nu știu dacă am timp să citesc așa ceva, adică și genul acesta de cărți, vă ziceam atunci că nu se află în următoarele mele planuri literare. Și cam atât, cam atât, de parcă sunt puține când o să citesc eu toate aceste cărți. Unele dintre ele, așa cum le-am și spus celorlalți, celor care mi-au trimis, vor merge la concursuri. Eu nu mă rușinez de faptul că nu am timp să citesc toate cărțile sau orice carte care îmi pică sau care îmi vine. Mulțumesc, apreciez foarte mult. Organizăm cumva și până la urmă important este să ajungă la oameni care să le citească. Nu e musai să le citesc eu pe toate, nu? Eu rămân cu lista mea și când am ocazia să citesc câte o carte de unui scriitor român contemporan, o fac. Gata, trebuie să închei acest video pentru că nu mă mai ajută vocea, glasul. Închei însă cu micuțul meu Kindle. Se vedem. Nu mă pricep foarte bine cu el. Doamne, e așa de frumușel, așa de frumușică această cărticică denumită Kindle. Războiul artei este cartea pe care o am nu doar aici, dar și în plan cât mai curând. Am descoperit-o de la Daniel Zărnescu de la editura Storycraft Publishing, cel care ține cursurile școlii de scris. Pentru cine era mai de mult pe aici, puneam eu sau știți, vă amintiți că am zis că îmi doresc foarte mult o școală de scris unde să învăț ca la carte cum se scrie. O să vă mai povestesc despre această școală, chiar e foarte interesant. Eu n-am știut cum se scrie, nu știam că există o metodă de a scrie, nu știam că se poate dezvolta asta. Am crezut că ai talent și lucrezi pur și simplu, că scrii. Scrii și vezi în funcție de asta ce corectezi. Dar cine te corectează? Cine îți spune dacă e bine cum scrii și cum nu? Ei, asta facem la școală, dar o să mai povestim, cum spuneam, despre acest lucru. Stephen Pressfield este scriitorul de la Războiul Artei și este o recomandare. Uite, mă duceam așa, ca la telefon, ca la smartphone. Dar v-am zis că nu știu să folosesc Kindle-ul. Așa trebuie să dau swipe în dreapta. A, nu, că pe Instagram dai tot dreapta când ai mai multe postări. Și uite, îmi place un citat foarte, foarte drăguț, acest citat. O să dau cu zoom ca să-l citiți chiar voi. Dar eu nu țin foarte drept, așa că mai bine îl citesc. Doamne, dacă ai ști cât de mare este pânza de păianjă în care se țese, cum de-au ajuns cuvintele astea la tine. Cum de-am ajuns eu la tine, tu la mine, câți oameni sunt implicați? Și așa începe o introducere, cine sunt eu sau ce fac eu. Mă trezesc, fac un duș, bla bla. Vreau să citesc această carte, cum vă spuneam. Dacă a venit ca o recomandare, mă gândesc că va fi utilă pentru cineva care scrie, în principiu. Uite, cartea întâi, Rezistența definiției inamicului. Eu nu mai țin minte acum ce mi s-a povestit la... Gata. Și cu asta v-am lăsat, nu mă mai ajută vocea din păcate și v-am zis, nu vreau să forțez foarte mult datorită faptului că trebuie cumva să-mi revin până la emisiunea de joi. Vă pup, vă mulțumesc că ați fost cu mine în seara asta și dacă v-ați abonat, vă rog să vă uitați și la acel clopoțel de notificări și să-l apăsați, pentru că el vă ajută să vedeți următoarele mele posteri, următoarele mele vloguri. Eu sunt Roxana, să aveți spor în tot ceea ce faceți și lecturi minunate!